Spre deosebire de celelalte partide politice care tot amână desemnarea candidatului de primar general, Partidul Național Liberal a hotărât. Sigur, astăzi am fost validat de delegația permanentă a Partidului Național Liberal, dar sunt hotărât să candidez la primăria capitalei, nici de o lună, nici de două, nici de trei. Sunt hotărât să candidez la primăria capitalei încă din ianuarie 2005, atunci când, din păcate, culisele Alianței, în ciuda evidențelor rezultate din cercetările sociologice, culisele Alianței l-au desemnat câștigător pe Adrian Videanu și astăzi bucureștenii pot să simtă pe pielea lor ce a însemnat această decizie care nu a ținut cont de voința alegătorilor din București. Mă ocup de București nu de o lună, nu de două, nu de trei. Sunt legat de București prin activitatea pe care am desfășurat-o în ultimii 12 ani de zile, iar în ultimii 3 ani jumătate am fost și mai legat de București. Trecând peste mandatul de viceprimar al capitalei, în care voi prezenta tot ceea ce am făcut, atât cât mi s-a permis să fac la primăria capitalei, trebuie să vă spun că de când sunt ministru al transporturilor, una dintre principalele preocupări pe care le-am avut a fost fie deblocarea, fie demararea, fie accelerarea proiectelor de infrastructură din zona Bucureștiului. Mă refer aici la lărgirea la 4 benzi a centurii capitalei. Acest proiect ar fi trebuit demarat în urmă cu 10 ani de zile, după cum arătau studiile de trafic, și a demarat numai în mandatul meu. Deblocarea proiectului autostrăzii București-Ploiești, pe care l-am găsit într-o stare absolut deplorabilă, cu blocaje în tot ceea ce înseamnă procedurile de consultanță, de selectarea consultantului, procedurile de finanțare, faza de proiectare și toate celelalte faze.